Ce să fac? Mă împușcă, mă iau și trage mine și împușcă. Uite așa, ne ține sechestrat. Uitați aici. Poliția. Stați să vă vadă, că deși așa o să vin aici. Oricum o să vin aici să vă vadă. Ne ține aici de 3 ori în parcare, ne rugată în câmp, de la unii la alții, să scape de noi. Vă rog să veniți, între Lugoj și Caransebeș, într-o parcare. Ca pe câini. Uitați aici. Hai să vedeți și numărul. Așa. Nu se poate așa ceva, bătaie de joc. Uitați, ne ține aici, mai sunt, te aduce, s-or du să ne mai aducă. Uitați, vin oameni din Anglia, de 3-4 zile pe drum. Uitați cum ne țin aici, într-o parcare, în câmp. În câmpul deschis, uitați. Rămânți, nemâncați, fără apă, fără nimic. Uitați aici. M-au fugărit pe autobandă de la Lugoj, de la... nu știu cum să-i spun, de la Giarmata, către Lugoj, uitați, remorca plină, încărcată, mașina la fel cu 140, o mașină de poliție în față, una în spate, uitați mașinile aici. Ca pe câini ne-au adus, ca pe criminali. Și ne-au aruncat în câmp. Și acum nu mai știu, nu răspunde nimeni de noi, uitați cum stăm. Uitați aici. De-aseară de la 9 stăm aici. Din vamă ne-au aruncat la Giarmata. Și de la Giarmata aici. Uitați cum stăm aici, ca pe câini. Nu apă, nu mâncare, nu nimic. Suntem condamnați. Nu analize, nu ne-au făcut nimic. Nu avem nimic, dar